Ancuța Mirela Nica are probleme cardiace și suferă de insuficiență renală. De 4 ani face dializă. I-a născut după 7 luni de sarcină, iar copilul a fost adus pe lume cu riscul de a-și pierde viața. Mama ei a povestit prin ce clipe dramatice a trecut. Mi-a spus într-o zi mare, sfântă pentru mine, că mami, sunt însărcinată în 4 luni jumate. Mi-a venit rău. Știam că nu are voie, face dializă. Toți doctorii care au consultat-o în Craiova s-a spus că ea niciodată nu va face copii. Și a decis cu prețul vieții, puteți să citiți actele ei care îmi duc permisiunea să vi le arăt, că și-a dat acordul să-și dea viața și să nască copilul. Am stat numai lângă ea. Ce v-a zis? E foarte fericită. Că e mămică. Câteva secunde. E născută de marți prin cezariană și astăzi e miercuri și cred că nici mâine nu poate să-l vadă. Pentru că îi crește tensiunea și nu poate să o aducă pe sală. Pregătirea nașterii prin cezariană a durat 5 săptămâni. Pentru că riscurile au fost enorme, la operație a fost prezentă o echipă multidisciplinară formată din 14 doctori. Am înțeles că mama și-a asumat toate riscurile, a semnat că vrea să ducă sarcina la bun sfârșit. Mama, în momentul de față, se găsește în terapie intensivă. Copilul și el, la rândul lui, este în terapie intensivă în incubator, dar cu stare generală bună. În momentul de față este un succes medical, este un succes al unei echipe multidisciplinare din spital, în care au făcut parte nefrologi, medici cardiologi, obstetricieni și neonatologi. Tânăra mămică are nevoie de un transplant renal. Mama acesteia a încercat să-i doneze un rinichi, dar nu există compatibilitate. Ca toți pacienții cu insuficiență renală care ajung să facă dializă, și Ancuța Mirela Nica a fost trecută în Registrul Național de Transplant Renal. Însă lista este foarte lungă, iar donatorii sunt foarte puțini.